O să-l invit pe următorul speaker să-și pornească camera. Bună, Ramona, din nou! Bună, Iulia! Bună ziua audienței! Ce facem? Să știi că, uite, eu mi-am dat seama că, de fapt, și noi ne-am mai văzut, ne cunoaștem, la un moment dat, în cariera mea, am fost la un interviu în care tu erai recrutor. Asta se întâmpla cu 20 de ani și erai, cred că, în Raiffeisen și mi-am adus aminte că ne cunoaștem de acolo. Încercând așa zilele acestea, tot pregătind această conferință, zic, păi, de unde știu pe Ramona? De unde știu pe Ramona? Eu sunt Da, gata când ești tu gata. acum mă gândesc că nu ar fi chiar 20, hai să fie mai puțini. Ups, n-am vrut Da, să zic asta. Îi facem mai puțin, îi facem mi-a foarte, plăcut, foarte puțin. da, mi-a plăcut foarte tare Marius și face lucruri minunate acolo, el și echipa Provident, m-a inspirat așa și sper că își găsește același ecou puternic și acolo în grupul lui. Și nu doar, că înțeleg că are atâtea lucruri frumoase de făcut. Eu zic să și începem și o să începem, da, întâi de toate să dăm un share. Ok. Te rog foarte tare să-mi spui când mă vezi, când vezi și prezentarea, cunoști tu codul nostru, Da, adică de-a dreptul. codul este Ramona, nu te vezi, prezentarea o văd, gata, te văd și pe tine. Gata, acum și prezentarea facem și să fie totul bine și frumos. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre un subiect prioritar pe agenda organizației, un subiect prioritar pe agenda Departamentului de Resurse Umane, în strategia de resurse umane. Este vorba despre feedback, dar mai ales despre cum folosim tehnologia pentru a dialoga cu angajatul nostru, cu mai ales într-un context în care Bosch acoperă o varietate mare de linii de business, în care vorbim de o populație de peste 400.000 de angajați la nivel global, iar în România suntem peste 8.000 de angajați. Deci, contextul este unul, cred că suficient de provocator. Nu mai vorbim, desigur, de cel în care suntem, uite, batem al doilea an acum. Toate lucrurile acestea ne-au determinat să acordăm toată atenția și să fim, nu neapărat cu un pas înainte, dar să fim acolo prin concepte și prin soluții care să răspundă în mod eficient. Înainte de a merge adânc în subiect, eu aș vrea să fac o conexiune cu strategia resurse umane, cu strategia noastră, strategia People Matter, pentru că noi cei care manevrăm și suntem ancorați puternic în subiect, în resursa umană din organizație, ne-am asumat un obiectiv principal, și anume acela de a oferi toate pârghiile pentru ca angajații noștri să ia decizii în mod independent și curajos. Iar acest obiectiv îl putem atinge prin pregătirea oamenilor pentru schimbare, dar și prin alinierea soluțiilor pe care le avem sau le vom avea, această aliniere la nevoile pe care angajații noștri le au. Ca profesioniști în resurse umane, ne confruntăm cu raportări de date zilnic. Și o să plec de la un exemplu foarte la îndemână, de tipul câți oameni am angajat în ultimul trimestru. Dar nu ar fi minunat să trecem de la ideea de impact. Mai exact, oamenii angajați în ultimul trimestru au fost mai productivi decât trimestrul anterior. Acest tip de informații ar trebui să fie la îndemână în formă de analiză, în formă de bază de date. Obiectivul unei arii de resurse umane care își bazează deciziile pe date este acela de a sprijini orice luare de decizie de afaceri legată de resurse umane prin accesarea tuturor resurselor, și anume interne, externe, HR, non-HR,
această analizare de analizare și vizualizare de date au scopul, au obiectivul de a oferi aplicații adecvate pentru scopul pe care ni le-am propus. Și dintr-o perspectivă strategică aș mai adăuga că scopul este acela de a trece de la descriptiv, de tipul ce s-a întâmplat, spre diagnostic, de ce s-a întâmplat, mai mult spre predictiv, ce se va întâmpla, și prescriptiv, cum îl putem face să se întâmple altfel, ce am putea face mai bine ca lucrul acela să se întâmple. Astfel încât la final să avem măsuri adecvate, să ne păstrăm competitivitatea și să fim un angajator preferat. Dacă îmi permiteți, în cele ce urmează, aș vrea să vă ofer o perspectivă asupra platformei de feedback Bosch, numită Impact. Numele noului nostru Impact reprezintă cele două părți de care avem nevoie pentru un efect. Impulsul prin feedback și acțiunea care rezultă din acesta. În locul unui sondaj amplu pe care îl desfășuram cu o recurență de 2 ani, la momentul de față utilizăm o metodă de feedback interconectată, fluidă și conectată la subiecte prioritare pentru organizație. Și cred că acesta este, de fapt, cuvântul cheie. Este conectată la temele și planurile pe care noi le avem în vedere la acest moment. Acest lucru ne ajută să recunoaștem factorii determinanți și barierele pe care le avem în schimbare, ne ajută totodată să identificăm domenii de acțiune și să luăm deciziile încă de la începutul procesului. Cumva aș putea puncta că Impact ne ajută să normalizăm buclele de feedback, fie la nivel organizațional sau la nivel de echipă sau la nivel de individ. Platforma de feedback Impact are 4 elemente. Strategia, care este o colecție de feedback sistematic, feedback continuu cu privire la subiecte relevante pentru, din punct de vedere strategic. Este vorba despre cum înțelegem strategia, cum penetrează strategia, cultură corporativă, transformare, atractivitatea angajatorului. Al doilea element este vorba despre feedback captat la nivel de echipă. Aici este vorba despre relație la nivel de echipă, indiferent de nivel. Cel de-al treilea element ne oferă o perspectivă asupra modului de conducere în Bosch, iar cel de-al patrulea element este, cred, și preferatul meu, este vorba despre impact experience. Este o modalitate, un mecanism prin care ne permite nouă funcțiunii de resurse umane să măsurăm în mod sistematic experiența angajatului cu procesele de resurse umane de-a lungul întregului ciclu de carieră pe care un angajat îl are în organizație, obiectivul final fiind acela de a îmbunătăți experiența cu aceste funcțiuni și, desigur, de a putea vorbi de o relație constructivă și de o relație eficientă în organizație. Aș vrea să intru în câteva detalii în privința acestui element, Impact Experience, care este o dovadă clară a transformării digitale în resurse umane. Și aș aduce lucrurile în perspectiva pe care cu siguranță o trăim cu toții, și anume că, indiferent de poziția pe care o avem în organizație, și anume că viața noastră în organizație este formată din suma mai multor experiențe de carieră. Călătoria noastră ca angajat de-a lungul carierei constă într-o serie de acțiuni, cum ar fi
integrarea în organizație, cum ar fi învățarea unui skill nou, cum, dacă vorbim despre căutarea unei oportunități de dezvoltare și până la momentul în care decidem să plecăm din organizație. Măsurarea tuturor acestor momente și identificarea de soluții pentru fiecare dintre ele este facilitată, este ajutată de acest instrument, de impact experience. Îmi pot închipui că este o provocare generală și am avut-o și noi în organizație, și anume timpul pe care îl petrecem în colectarea unei informații și respectiv timpul până când venim cu o soluție la aspectele pe care le-am identificat, acolo unde este nevoie să intervenim. Instrumentul Impact Experience, prin cele trei, haideți să le spunem, etape pe care le regăsim aici, și anume colectarea feedback-ului, interpretarea feedback-ului și respectiv acționare, adică intervenția noastră directă în baza feedback-ului, cele trei etape se întrepătrund. Feedback-ul este captat în mod imediat, imediat ce experiența a fost trăită, în acele momente despre care menționam mai devreme că sunt importante pentru cariera noastră. Forma în care se desfășoară este una foarte concentrată, ușor de manevrat de către angajat, pentru că el o poate face de pe un desktop sau poate folosi chiar telefonul mobil, cu o durată de la 2-3 minute până la un maxim 10 minute în acțiunea respectivă. Iar rezultatul se transformă imediat într-un dashboard de unde colegii care au, care guvernează procesele de resurse umane, au acces și pot interveni pe respectivul proces. Iar această intervenție o încurajăm și o susținem ca să depășească granița de resurse umane. Este foarte important ca în acest demers de identificare de soluții, în acest demers de lucru activ pe aspecte identificate și care necesită o îmbunătățire, să aducem liderii din business, să aducem business-ul, dacă nu aș duce lucrurile până mai departe către angajat. De ce? Pentru că schimbarea vine doar prin implicarea noastră directă, activă, și este foarte important să depășim acea paradigmă în care schimbarea trebuie să vină de undeva, organizația trebuie să facă ceva, ci ne dorim să fim conștienți că se va produce schimbare doar atunci când suntem agenți activi în acea schimbare. Și asta depășește granița unei poziții, a unui rol, ci ar trebui să fie practicată și trăită de către toți cei care ne sunt alături în organizație. În spatele acestui sistem este un, să spunem așa, un motor, îmi place mie să-i spun, este un motor inteligent prin care diversele soluții la momentul de față, la dispoziție, aș putea da un exemplu, soluția prin care eu am acces la librăria de training și îmi fac o înregistrare, deci genul acesta de soluții, transmit semnale către aplicația Impact Experience, iar aceasta declanșează reacția, prin reacție înțelegând survey-ul. Aș vrea să puntez o idee la care pe care o simt importantă și simt că merită a fi aprofundată în dialogul pe care îl avem noi astăzi. Și anume că nu este o noutate pentru nimeni, lumea se schimbă profund, digitalizarea modelează o nouă realitate, poate chiar valorile sunt reprioritizate semnificativ și acest lucru se aplică și comunicării și interacțiunii sociale.
Iar o organizație performantă, o organizație care vizează o înaltă performanță, poate fi realizată numai cu oameni care se implică și își valorifică întregul potențial. Iar acest lucru se poate realiza doar printr-o cultură favorabilă și o cultură ancorată în această direcție. O pârghie importantă și poate cea mai importantă pentru a modela acest lucru este modul în care înțelegem actul de conducere și modul în care colaborăm. Și înainte de a încheia, aș vrea să mai puntez un aspect, și anume că poate că dincolo de soluțiile tehnice pe care le avem și pe care ni le dorim să le avem, mult mai important ar fi credibilitatea pe care o dăm procesului. Și credibilitatea aceasta este susținută prin comunicare, printr-o comunicare directă, clară, prin modul în care noi manevrăm datele pe care le obținem, dar mai ales prin ceea ce facem cu aceste date. Și probabil că cu astfel de idee s-ar putea deschide o nouă discuție, dar aștept cu interes viitoare evenimente și momente în care putem interacționa și să ne lansăm în ipoteza respectivă. Mulțumesc frumos, Ramona! Mulțumesc frumos pentru prezentare. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea ta și mi s-a părut o idee foarte reprezentativă pentru modalitatea cum putem folosi tehnologia pentru a ne apropia foarte mult unii de alții. De aceasta de feedback constant, feedback din orice context, feedback care să poată să fie valorizat și cuantificat și care să aibă această informație de date, de statistici, creează o cultură a feedback-ului și creează o cultură care bazează de fapt pe încredere. Pentru că e feedback pozitiv, e feedback negativ, este de fapt o modalitate de a face o recunoaștere chiar în unele contexte. Și creează Am observat de-a lungul experienței că modul în care răspundem la feedback-ul oferit, fie că am folosit metode simple, da, de discuție 1-1, simple, nu sunt simple. Vreau să puntez pe faptul că fără a avea sisteme sau procese foarte laborioase, dar se produce schimbarea în momentul în care tu, care ai guvernanța respectivului eveniment, moment, faci, acționezi, transpui lucrurile acelea într-o acțiune. În momentul acela se declanșează natural reacția angajatului, iar el vine către tine și răspunde cererii. Și nu spun lucruri noi, sunt lucruri firești. În momentul în care ai o soluție tehnică, atunci am putea vorbi despre rapiditate, și este un element extrem de important, despre rapiditate, despre acces la date, iar atunci când avem o populație semnificativă, este important să ai acces la cât mai multe date pentru relevanța, da, deciziei și pentru relevanța soluției la final. Ori lucrurile acestea se întrepătrund. Da, și nu o văd doar în ideea asta, adică pe lângă relevanță, o văd și o diagnoză foarte bună a organizației și o acționare poate înainte ca lucrurile să, nu știu, sau din dorința de a duce lucrurile în direcția în care ne-o dorim. Mă uit la întrebări și pare că astăzi suntem liniștiți, așa. Nu sunt foarte multe întrebări. Avem doar o întrebare și o să te rog, Ramona, dacă se poate în răspuns așa scurt, în sub un minut. Impactul pentru Ramona, Gabriel Petrescu este cel care ți-a adresat întrebarea. Pentru Ramona, Impactul este un program al grupului, nu doar în România. Există vreo diferență între modul în care interacționează românii cu Impact, spre deosebire de nemți, unguri? Cred că întrebarea lui Gabriel vizează în cultura noastră de a da feedback românesc. Da, mulțumesc, Gabriel.
Da, mulțumesc pentru întrebare, pentru că da, dacă vorbim de sistem, atunci răspunsul este nu este nicio diferență. Soluția este aceeași soluție și lucrurile, da, funcționează la fel, egal în România cu Germania, cu America sau Asia, da, oriunde este Bosch prezent. Însă, diferențele apar din perspectivă culturală, desigur, din perspectiva disponibilității și a curajului de a oferi feedback. Și aici lucrurile sunt foarte, foarte variate. Da? Nu cred că putem să spunem că în România sau românii au un anumit tip de a da feedback. Nu. Nu mai putem vorbi despre aceste lucruri pentru că în lumea asta conectată și prin faptul că am ieșit afară, suntem expuși la culturi variate, deja este o omogenitate la nivel de raportare mare. Dar răspunsul este, ca să o scurtez, da, sunt diferențe, negreșit, din ce am experimentat până la momentul de față, cu toate modurile și soluțiile, am avut un răspuns care astăzi se traduce în instrumente și în soluții de resurse umane. Deci există răspuns. Super. Deci da, răspunsul este da, există, dar există răspuns, nu în partea tehnologică. Îți mulțumesc frumos, Ramona. Dacă mai sunt întrebări, Ramona o să rămână cu noi încă o bucată de timp. Puteți Rămânem. să-i scrieți în privat și puteți să-i scrieți inclusiv pe chat și ea va răspunde. Mulțumesc frumos!